Energinomics.ro vă oferă minutul de energie. Experții din energie sunt sceptici în ceea ce privește oportunitatea construcției cablului submarin între România și Turcia. Mulți dintre ei spun că Turcia are proiecte mult mai avansate pentru asigurarea necesarului pentru consum. Pe de altă parte, există o fereastră de 7-8 ani în care cablul se poate impune ca rută de aprovizionare pentru țări situate la est de Turcia. ABB a prezentat la București realizările de ultimă oră ale companiei în domeniul echipamentelor pentru protecție și control. În cadrul unui seminar, inginerii ABB au ilustrat soluții de management eficient al rețelelor și creșterea performanțelor industriale. Cătălin Dumitru a fost promovat pe poziția de vicepreședinte al grupului Rompetrol, post din care se va ocupa de trading, rafinare, aprovizionare, logistică și retail. Anterior, Cătălin Dumitru a fost director general al companiei de trading Dynef, parte a grupului Rompetrol. Sub conducerea lui Dumitru, Dynef a făcut în 2013 vânzări de peste 2,2 miliarde de euro. Compania care operează gazoductul ar putea construi una sau două conducte suplimentare ale gazoductului ce transportă gaze rusești din Rusia în Germania, pe sub Marea Baltică, a anunțat Gazprom. Potrivit unui studiu, construcția liniilor suplimentare este fezabilă. Din punct de vedere tehnic și ecologic, este posibilă și ar putea fi asigurată finanțarea. Energinomics.ro v-a oferit minutul de energie.